Bună și bine ați venit pe Tarotata. În această seară vreau să facem o etalare în iubire, să vedem ce vine către tine. Cine se îndreaptă către tine, cine se gândește la tine, la cine te gândești tu, poate este aceeași persoană și să vedem. Aveți de ales, dragilor, între două pietre, lapis lazuli sau ametistul. Gândiți-vă bine și alegeți-vă cu intuiția, cu sufletul vostru și să vedem. Haideți să vedem. Dăm la o parte și vedem la pisla Zuli ce va aduce ziua de mâine viitorul, ce se va întâmpla pe plan sentimental, ce vine către tine. Și a ieșit regina de monede. Probabil sunteți o persoană în zodie de pământ sau nu. 7 de spade, Marea Preoteasă, 10 de spade, 2 de bâte și 4 de spade la capătul setului de cărți Steaua. Wow! Aici sunteți, doamne, sunt zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn, pești sau vărsător aici. Persoane sau cu ascendent, sau zodii, persoane care v-ați întors cu spatele trădării. Aici aveți regina de monede și șapte de spade. Aveți o persoană care a fugit cu sufletul vostru. Aici toată lumea era liniștită dormea, iar această persoană și-a luat, a luat săbiile și a plecat, a lăsat în urmă doar tristețe, a reușit doar cinci săbi să ia, două au rămas. Știți tot adevărul aici, a fost spus absolut tot, pentru că Marea Preoteasă nu are niciun secret, deține toate secretele Universului și pentru ea nimic nu este un subiect tabu, toate sunt știute. Doar că Marea Preoteasă așteaptă timpul divin pentru ceva măreț, ea acumulează toate informațiile și își pune întrebările de două ori până ajunge la cea mai bună soluție. Este momentul pentru o reinventare lăsați în urmă aceste persoane mincinoase și mergeți mai departe. Trădătoare, aici este o trădare. O trădare mare și ați suferit mult. Vedeți acest 10 de spade. Omul este răpus, este cu aceste 10 spade este la pământ. Durerea a fost pricinuită de acest om care a plecat. Cu bucăți din sufletul vostru, cu lucruri care v-au întristat enorm. Știți toate aceste lucruri, v-ați îndepărtat aici, regina de monede este cu spatele. Nu vă mai interesează, vreți să vă rupeți total de această persoană și o veți face pentru că 10 de spade anunță sfârșitul acestei situații dificile. Anunță încheierea acestui ciclu karmic. Aici este un ciclu karmic care s-a încheiat dureros, această persoană a apărut în viața voastră. Să vă învețe iubirea de sine, această lecție importantă pe care cu toții trebuie să o învățăm. Voi începeți să vă uitați, dragilor, mai departe peste această relație, să o înconjurați cu înțelegere, cu acceptare și să o lăsați să aparțină trecutului aici aveți parte de multă vindecare. Începeți să vedeți viața voastră cu alți ochi fără aceste persoane, fără aceste lucruri care v-au adus durere, v-au adus suferință și începeți însănătoșirea. Doi de băte, începeți să vă gândiți, poate plecați mai departe într-o altă țară, Poate vă gândiți la o persoană care este plecată într-o altă țară și începeți să vă vindecați sufletul. Patru de spade. Vă gândiți bine la ce ați ținut lângă voi până acum și de ce ați făcut acest lucru. Ce din voi a atras o astfel de persoană care, într-un final, a trădat, a mințit și a plecat cu sufletul vostru. Voi acum vă luați puterea înapoi și vă reinventați patru de spade. Anunță însănătoșirea, anunță vindecarea Sufletului. La capătul setului de cărți aveți steaua, o frumusețe, o dorință care vi se împlinește, o însănătoșire, destinul. Destinul vine și se rescrie în acest moment. Către voi se îndreaptă o persoană bună, benefică, o persoană care să vă scoată din acest impas, din această tristețe. Aici sunteți persoane care ați crezut. N-ați mai crezut în iubire. Ați crezut că totul este așa a fost să fie și s-a încheiat. Nu s-a încheiat, dragilor, pentru că persoana care se îndreaptă către voi cu putere vine să dezlege aceste legături, vine să vindece această tristețe. Aici este foarte multă înțelepciune. Vă dezlegați de aici și vă rupeți de acest trecut dureros și vă îndreptați către această persoană bună, benefică. O persoană în zodie de foc sau o persoană în zodie de aer. Cum am spus, vărsător, gemen sau balanță. O persoană care vede frumusețea sufletului tău. Ce a mai rămas din sufletul tău, îl pui la loc și această persoană vede această frumusețe, această lumină din sufletul tău. Aici o persoană în zodie de foc, leu săgetător sau berbec sau o persoană în zodie de aer, cum am spus. Dragilor, voi aici vă îndreptați către o nouă relație, către un vis. Ați stat într-o relație care v-a adus suferință, ați încetat să mai credeți în iubire, dar sufletul vostru a început să se vindece. Iar aici s-a vindecat și ați început să priviți mult mai departe de ce a fost și ați început să manifestați ce vă doriți. Persoana care se îndreaptă către voi știe ce își dorește foarte bine și vede. Puritatea sufletului vostru vede frumusețea voastră și crede în voi. Și voi sunteți persoane care v-ați vindecat. Îmi place aici foarte mult pentru că este timpul, a ieșit destinul ca și carte care încununează toată citirea. Acum se rescrie o poveste. Se scrie o poveste nouă pentru că este o persoană nouă. Voi aici v-ați întors cu spatele la trecut și mergeți către o nouă relație frumoasă, bună, pentru că acum este timpul. Este o relație darmică menită să vină în viața voastră și să vă împlinească, să vă ajute să evoluați. Persoana este posibil să o întâlniți la muncă sau într-o călătorie. Haideți să vedem și de aici niște cărți. Haideți să vedem ce urmează pentru voi. Ruperea de acest sabotaj. Doriți să reconstruiți. Această persoană care vine vă va da multă încredere, va avea multă răbdare cu voi și va începe să reconstruiască. Tot ce au stricat cei de dinainte, va persista această persoană. Voi aici vă rupeți și energetic de vechea relație, veți face noi amintiri cu persoana nouă. Trebuie doar să acordați o șansă, să riscați, pentru că dacă veți continua să nu mai credeți în iubire, nu se va întâmpla nimic. Trebuie să aveți credință. Să manifestați, pentru că acum este momentul, este destinul care vine să își spună cuvântul. Totul depinde, dragilor, de noi, avem liber arbitru, ne dorim sau nu ne dorim. Întâlnim persoane pe care le primim sau nu în viața noastră. Aici se poate naște o magie, se poate naște o nouă relație frumoasă, alături de o persoană care vine să vă vindece sufletul trist. Haideți să vedem această persoană nouă ce are de oferit. Transformarea vine la voi, trebuie doar o epifanie, trebuie doar să decideți un moment anume că este timpul pentru o nouă relație și este timpul, este timpul divin pentru ceva nou măreț să se scrie acum. Haideți să vedem persoana nouă cum vine către voi persoana îi vei spune, știe de separarea voastră, știe de durerea voastră această persoană și știe că trebuie să vă rupeți total ca ea să poată veni către voi și să vă puteți deschide sufletul în fața ei. Aici vi se transmite să vă deschideți sufletul și să primiți, energie de la o persoană nouă și este timpul, dragilor, timpul divin lucrează pentru tine, este momentul. Dacă nu poți să iei decizii de unul singur, mai întreabă și prietenii, vezi ce părere au și ei. Părerea ta contează cel mai mult, dar mai ascultă o opinie a persoanelor dragi ție, a oamenilor din jurul tău care te susțin pentru că Aici ai persoane dragi care îți vor binele. Haideți să vedem și de aici o carte. Este timpul pentru o nouă poveste. Pentru toți cei care v-ați ales această pietricică, Ametistul, lapis la este timpul pentru o reinventare, pentru o transformare și pentru o ghidare corectă, tot familie, tot prieteni, tot ghidare. Aici vă ajută persoanele din jurul vostru să vă vindecați de această separare. Persoana din trecut a ales altă cale, a ales lucrurile materiale, iar voi ați suferit enorm aici. 10 de spade și 7 de spade este cea mai urâtă trădare lăsați conflictele în urmă, dragilor, și vă îndreptați către nivelul următor, către o relație bună, benefică, stabilă. Aici în această carte este o energie foarte crescută, o frumusețe, o ușă nouă pe care să intrați cu doar cu sufletul vostru, doar cu acest bagaj pur, curat, inocent. Vă îndreptați către ceva frumos voi către o familie nouă, către o persoană benefică. Vreau și de aici o carte. Este timpul poate să-ți iei și un animăluț nou poate să-ți aline din această suferință și poate să te vadă să privești lumea cu alți ochi. Un animăluț pe care să-l iubești și cărea să-i oferi iubire. Va veni la pachet cu această persoană bună, benefică această persoană care se îndreaptă acum către tine. Același lucru vă spune ca și în celelalte cărți. Deschideți inima. Universul te va ajuta să atragi iubirea. Și iubirea vine pentru că aici o dorință se împlinește, un nou destin se scrie acum. Este frumos pentru toți cei care v-ați ales această piatră frumoasă, albastră fiți sinceri cu voi și spuneți-vă propriul adevăr dacă vă doriți o relație nouă, dacă sunteți deschiși pentru a primi o relație nouă în viața voastră. Aici persoana vine, cum am spus, și vine repede, cu putere către voi. Fiți deschiși și primiți-o. Vărsător gemeni balanță sau... Berbec Leu, săgetător, taur fecioară, capricorn, este o persoană care se îndreaptă acum către voi și pe care voi o puteți primi în viața voastră. Întrebați-vă și prietenii, întrebați-vă părinții, întrebați-vă pe voi, în primul rând. Sufletul vostru trebuie să știe ce își dorește, pentru că aici se preconizează ceva frumos pentru voi. Pentru toți cei care v-ați ales uh, ametistul, haideți să vedem ce urmează în viața ta, cine vine în viața ta, ce se întâmplă în viața ta acum și cine se gândește la tine, dacă este aceeași persoană la care și tu te gândești. Aici premoniții, intuiție, uh, vise, visezi mult la un rege de monede un rege de monede și o regină de bute de foc Luna, regele de monede, regina de bute, roata norocului, asul de bute și șapte de cupe la capătul setului de cărți, cinci de bute. Aici aveți un conflict mental între minte și suflet, se dă o mare bătălie către voi se îndreaptă o persoană în zodie de pământ. O persoană bună benefică este un rege, voi sunteți o regină. Aici este un suflet pereche care se îndreaptă către voi și care simțiți că se apropie. Poate visați, aveți, vise, uh, vi se par ciudate, vi se par, uh, nu știți în ce context să le puneți și începeți să vă gândiți de ce visați anumite lucruri. Uh, ce se întâmplă? Se întâmplă bine, dragilor. Aici aveți un as de băte și roata norocului. Tot ce ați trăit până acum, dacă ați avut pierderi, suferință, durere, se întoarce la 180 de grade și se transformă într-un vis, într-o nouă etapă a vieții voastre, plină de iubire. Aici, în această carte a lunii, aveți o lună nouă un nou destin care se scrie acum, o nouă speranță care se naște. Și aveți de ales, dragilor, tot de voi depinde dacă primiți această persoană. Aici este o relație statornică, o relație bună, puternică, multă pasiune, plan financiar bun. Știți, intuiți că spre voi se îndreaptă această persoană. Alegeți și alegeți transformarea, lăsați în urmă ceva ce uh, nu mai coincide cu valorile voastre actuale și vă îndreptați către un lucru benefic. Șapte cupe care acum sună și pe care le veți alege. Veți alege cupa câștigătoare, veți alege acest rege, un rege de monede, o persoană bună, benefică o persoană care vă îndrăgește foarte mult. Aici sunteți doamne sau domni, doamne, văd mai mult independente, persoane care știți ce vreți, ce vă doriți. Ați suferit aici mult, dar suferința s-a încheiat și vreți să mergeți la următoarea etapă. Este un mic conflict care se dă acum în voi dar veți depăși credințele altora, am văzut papa aici, rămân în urmă, știți că urmează să se întâmple ceva bun, ați vrut probabil o confirmare, vine un nou început pasional, benefic, cu mult noroc, cum am spus, parte materială, iubire, pasiune, foarte multă comunicare va fi între voi și această persoană care vine acum către voi foarte multă intuiție, telepatie, luna, regele și regina, apoi roata norocului, asul de băte. Da, este o relație bună dacă vă puneți această întrebare, pentru că aici este un cinci de bastoane, este un mic conflict dat în interiorul vostru și vă întrebați, este persoana benefică? Nu este persoana benefică, este o persoană foarte bună pentru voi și acesta este Motivul pentru care sunteți aici într-un mic conflict. Da, vă uitați în oglindă și doriți să aveți în viața voastră o persoană care să gândească la fel ca voi. Nu vă mai doriți o relație karmică, nu vă mai doriți relația din trecut și lucrurile pe care le-ați trăit în trecut. Voi aici vă gândiți, ăsta este conflictul la relația pe care ați avut-o și ați rămas ancorați în trecut, vă reinventați. Cum am spus, sunteți persoane care știți ce vreți și știți cum să uh, luați cupa bună. Uh, primiți inelul aici, uniune, căsătorie, o conexiune de suflet, iubire eternă, promisiuni, sincere, persoane bune, da, sunteți persoane care ați trecut printr-o despărțire, probabil printr-un lucru mai puțin plăcut. Sunteți persoane fripte aici, care ați suferit mult și care v-ați învățat orice fel de lecție. Încrederea în voi este aici, joacă un rol foarte important. Sunteți persoane care aveți foarte multă încredere în voi după tot ce ați trăit. Știți exact dacă persoana din fața voastră este ce aveți nevoie sau nu. Vreau să văd cu ce vine această persoană nouă. Este, ești în siguranță să iubești din nou. Deschideți inima pentru că persoana este benefică. exprimă iubirea. Persoana va veni cu ocupă către tine și o invitație într-o lună de miere, poate pentru sărbători, poate pentru ce aveți voi nevoie. Veți trăi aici un vis frumos, veți înțelege conexiunea care apare între două suflete care sunt suflete pereche. Trebuie și tu să faci un mic efort, să cocreezi, să îți pui intenții bune, benefice pentru tine, ce vrei tu să se materializeze pentru că persoana va face exact ceea ce ai tu nevoie, tot ceea ce îți dorești tu, discută sincer, Spunei acestei persoane, persoane, acestei persoane noi, tot ce îți dorești tu și impuneți limitele sănătoase pentru că este o persoană dispusă să îți ofere tot ce îți dorești tu. Atâta timp cât faci acest efort și manifesti aceste lucruri. Haideți să vedem și de aici. În spatele măștii tale se ascunde un suflet pur. Această relație în această relație nu va mai trebui să porți măști. Nu va mai trebui să faci nimic. Cu greutate, totul este simplu, totul este ușor. Va veni ușor această relație. Sinele tău Divin Suprem Cel mai înalt îți va spune că persoana este ce trebuie. Ce e pierdut să rămână pierdut aici. Vă îndepărtați, vă rupeți și începeți o nouă relație cu o persoană care acum. Vine către voi o persoană total diferită. Toți cei care v-ați ales această uh, pietricică, ametistul, ați stat mult probabil în solitudine după o despărțire grea, sunteți persoane care v-ați reinventat aici și acum sunteți gata pentru o nouă legătură, pentru un nou contract de suflet. Da, aici ați ascensionat și știți că tot ce vine către voi este benefic. Aici relația nouă va fi recunoscută, va fi benefică, va fi încununată de succes. Îmi place pentru voi, vreau și de aici o carte conflicte din trecut, minciuni care nu mai vreți, nu le mai aduceți, dragilor, în viața voastră. Uh, fiți atenți la ce ați trăit și nu mai faceți aceleași greșeli, aceeași carte lună de miere urmează pentru voi. Aici v-ați învățat foarte bine lecțiile, doar că este simplu să aluneci în energia în care ai stat mult timp. Persoane care ați lucrat cu voi, care v-ați vindecat, vă îndreptați acum către ceva frumos, nu vă puneți piedici. Văd aici, cu 5 de băte, că vă puneți piedici, și aici vă opriți, vă stopați și vă blocați. Acceptați această invitație pentru că este o oportunitate. Această regină de foc, într-adevăr, este o persoană independentă, o persoană care știe că are succes și fără un suflet pereche alături. Doar că își dorește undeva în adâncul sufletului ei. Persoana care vine acum în viața voastră, cum am spus, ați așteptat, ați luat aici, v-ați luat un timp de în persoana care vine este bună, va fi total diferită și va fi benefică pentru voi. Împreună ve veți trăi acest miracol al abundenței pe toate planurile. O citire frumoasă pentru toți cei care v-ați ales această pietricică, încântare, va fi o încântare pentru voi să vedeți că puteți iubi din nou, să vă simțiți din nou îndrăgostiți, și să accept, accesați binecuvântările Universului. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!